Probabil majoritatea dintre voi ați văzut unboxing-ul pe care l-am făcut eu la iPhone 11 Pro Max. A fost ceva mai diferit, am încercat ceva și a fost destul de apreciat și chiar mă bucur să văd asta. Am avut ideea asta de așa de mult timp, am vrut să fac cu diferite produse de fapt, dar am așteptat un produs diferit, am așteptat un produs special ca să pot face tipul ăla de unboxing, silent unboxing, la ceva ce mie mi se pare că chiar a meritat treaba asta. Bun, acum hai să trecem la unboxing-ul nostru clasic și să vedem exact ce se află în cutie, cum arată produsul, ce primim anul ăsta și ce se întâmplă cu noile iPhone-uri. Hai să trecem la treabă. Bun, am în față un iPhone 11 Pro Max. Hai să desfacem cutia. Este aceeași cutie, același stil de cutie care mie mi se pare absolut incredibil. Este atât de simplu. Avem pe deasupra telefonul cu spatele de data asta pentru că ce este nou și... mă rog, nou, nu e chiar nou, dar ce este diferit și special la telefon anul acesta este spatele, cele trei camere, spatele mat, sticlă mată de fapt. Pe părți avem clasic logo-ul Apple, pe o parte avem scris iPhone, iar pe spate, pe fundul cutiei, avem scris specificațiile. Hai să deschidem cutia. În momentul în care desfacem cutia, suntem întâmpinați de telefonul în sine, care se află exact cu spatele, așa cum era pe cutie. Și suntem întâmpinați de un... de ceva... bă, nu mă judecați. Știu că sunt foarte mulți iubitori de Android printre voi. Știu că sunt foarte mulți hateri de iPhone și mai ales noul design iPhone. Dar părerea mea proprie și personală, și mi-o asum, chiar mi-o asum, este că telefonul ăsta, designul telefonului ăsta, pe cât m-a șocat în momentul când apăreau leak-uri și apăreau anumite zvonuri despre cum ar arăta telefonul, în momentul de față sunt absolut impresionat cum arată telefonul ăsta pe spate, finisajul ăsta mat, camerele, cum sunt poziționate și cum au fiecare cameră în jurul ei, are câte un inel de oțel inoxidabil, cred, același oțel inoxidabil care se află și pe ramă, nu știu, are un design plăcut telefonul ăsta, când îl ții în mână, se simte bine, chiar se simte bine. Haideți să vă arăt o diferență între cum arată telefonul de anul ăsta, bine, ăsta este un Pro Max. Nu, e, mă rog, este versiunea Max, dar acesta este celălalt telefon al meu. Este iPhone XS, simplu. Deci, vedeți diferența. Anul trecut, când a apărut XS-ul, mi s-a părut și încă mi se pare genial cum arată pe spate. Tot un fel de eleganță. Culoarea telefonului iPhone XS mi se pare absolut genială. Goldul ăsta care a apărut atunci îl face, îi dă chestia eleganță de care are nevoie un telefon. Cum are rama în jurul camerei, la fel ca și cea de anul ăsta, au reușit cumva să ofere telefonului o eleganță, ceva ce nu prea găsești în majoritatea telefonului. Este de asta Apple-ul a ieșit în evidență. Anul ăsta observăm că cei de la Apple pe spate au mai făcut o schimbare și anume logo-ul este centrat, dacă observați, o să mai scot o dată pe meu, unde se află poziționat logo-ul până acum, unde se afla până acum, iar acum l-au mutat mai jos și încă un lucru care lipsește este textul. iPhone și Design by Apple nu-l mai avem în partea jos, tot ce mai găsim în partea jos sunt niște iconițe mici care sunt cumva obligatorii, cred că reglementare europeană, legislație europeană sau ceva, dar sunt aproape vizibile, adică nu știu, doar dacă te uiți într-un anumit unghi se văd, în rest este impecabil. Din punct de vedere al culorii, din punct de vedere al designului, mie mi se pare impecabil. Judecați-mă! Da, o să aștept comentarii de hate, cum poți să te uiți la o rățenie și să spui că îți place, dar da, probabil o să trezească mulți fobie de, nu știu, de păianjeni, de foarte mulți ochi, nu știu dacă am înțeles recent că există și așa ceva, că chestia asta poate să trăgăruiască foarte mult, foarte mult hate, dar... personal îmi place. Bun, hai, ca să nu mai lungesc foarte mult, avem aceleași antene de semnal, pe partea stângă avem switch-ul de silent on-off, avem butoanele de volum, pe partea dreaptă avem butonul de on-off, iar în partea de jos avem difuzoarele și un port lightning. O să las telefonul aici deocamdată. Mi-a spus foarte multă lume că de ce ștergeam atât de mult praful pe telefon și pe toate chestiile din cutie. Nu era praf, ci doar trigăruiam anumite sunete ASMR care aparent au funcționat cât de cât, zic eu. În pachet mai avem în felul următor. Avem clasicul Design by Apple in California și cărticelele și stickerele. Sunt toate astea cu hello, cum să folosești telefonul, garanție, etc. pe care le găsim și acul pentru cartelă. Tot în pachet de anul acesta, la variantele Pro, Pro și Pro Max, bineînțeles, găsim încărcător fast charging de 18W, volți. Ok, nu mă pricep la electricitate foarte mult, dar este încărcător fast charging, nu scrie pe el, este un încărcător super simplu, iar intrarea în încărcător este USB Type-C. Găsim căștile, la un moment dat am avut impresia,
sau nu mai știu unde citisem sau mi-a spus cineva că s-ar putea să nu mai vină cu căști, nu apăreau căștile ca fi menționate în packaging, dar aparent vin cu căști, ceea ce este super ok, bineînțeles, tot cu port Lightning, dar am AirPods și sincer vi le recomand, sunt niște căști care îți fac viața mult mai ușoară, da, costă, au un preț, dar AirPods-urile chiar sunt niște căști, probabil spre asta au vrut să se ducă cei de la Apple, spre AirPods, să vândă AirPods, cum a făcut și restul telefonelor. Samsung a făcut mai nou cu Galaxy Buds și Huawei cred că are ceva și toți încearcă să scoată portul jack, mufa jack, pentru a putea, forța cumva cumpărătorii să cumpere noile căști wireless. Tot în cutie mai găsim și cablul pentru alimentare. Într-o parte aici, foarte mascat, nu știu de ce au preferat să-l maschize așa, avem USB Type-C, iar în cealaltă parte avem Lightning Port. Revenind la telefon, spatele ăsta mat, ceea ce îmi place super mult la el, este că nu mai prind amprentele așa cum prindeau pe sticlă. Bă, sincer, sunt curios, pentru că da, există telefoane Android cu spate mat, dar știți ce face diferența la telefonul ăsta? Este că este cea mai dură sticlă dintr-un smartphone. Nu neg că au apărut anul acesta și telefoane Android absolut extraordinare. Eu sunt fan ecosistemul Apple, dar sticla asta este considerată în momentul de față cea mai puternică sticlă dintr-un smartphone, dintre toate smartphone-urile, nu contează că este iOS sau Android, mă rog, telefoane cu Android, dar este super dură și sunt curios în cât timp cei care fabrică telefoane cu sistem de operare Android vor crea un telefon care semne cu acesta. În legătură cu camere, deja probabil știți, dar avem trei camere. Una este telefoto, cea pe care o avem și pe XS, una este o cameră normală, destul de wide, tot pe XS, și una este ultra-wide. Ultra-wide atât încât este echivalentul a 13 mm pe o cameră full-frame. Dacă sunteți pasionați de fotografie, înțelegeți ce înseamnă asta. Este extraordinar de wide la 13 mm pe o cameră full-frame. O să apară în curând pe Instagram poze făcute cu camera ultra-wide, așa că dați-mi follow pe Instagram ca să vedeți exact ce poate face telefonul ăsta și o să postez mai multe poze. Oricum, voi face switch-ul la un iPhone 11 Pro și o să revin la un moment dat probabil cu încă un video în care voi povesti care este experiența mea cu acest telefon și dacă simt vreo diferență între ăsta și vechiul telefon iPhone XS pe lângă dimensiuni, dar vreau să văd exact cum se comportă, dacă este mai bun, dacă noul procesor A13 Bionic chiar face diferența. Overall, care va fi experiența mea cu telefonul ăsta? Nu știu dacă voi face neapărat un alt video de genul ăsta de unboxing, probabil facem un vlog în care vă povestim mai multe dacă se vor aduna destul de informații cât să fac un video în sine, un content. Și că tot vorbim de spatele telefonului ăsta, bă, arată incredibil. Deci, este, părerea mea este că este incredibil, dar chiar dacă este rezistent la amprente, chiar dacă este cea mai dură sticlă din lume, nu ne putem baza pe treaba asta. Avem nevoie de o husă. Și astăzi vreau să le mulțumesc din nou celor de la printerii pentru că mi-au făcut... Mă, nu pot! Vreau să vă mulțumesc cei de la printerii au sponsorizat clipul ăsta și mi-au oferit o husă pentru noul meu iPhone. Deci am ales eu imaginea, pentru că dacă nu știți, cei de la printere fac huse personalizate la niște prețuri super, super mici. Este o husă personalizată făcută, eu am ales imaginea, am ales un meme cu nou iPhone 11 și mi se pare absolut genial. Deci, neapărat trebuie, este cumva obligatoriu să ai o husă la telefon. Da, știu, îți iei telefonul ca să arate bine, ca să ai și, na, arată bine, nu? Adică de asta ți-ai telefonul cumva, cel puțin un iPhone, arată bine și dacă îi pui o husă nu arată la fel de bine, dar vezi partea bună, dacă îți faci o husă personalizată cu imaginea pe care vrei tu, poate să arate și mai bine. Deci cei de la printerii fac toată treaba asta și telefonul este și protejat și poate fi protejat folosind imaginea ta. Bă, mi se pare genial, vă mulțumesc cei de la printerii, printerii.ro, intrați acolo, găsiți o grămadă de huse pentru o grămadă de modele de telefoane și o grămadă de modele de huse, pentru că au și ei modelele lor pe care le puteți direct cumpăra fără să vă faceți neapărat husele voastre personalizate. Chiar oferă anumite chestii care sunt pro, denumim telefonul Pro, da? iPhone 11 Pro și sunt anumite chestii Pro, să filmezi cu camera frontală 4K 60 de cadre pe secundă. Și încă un lucru. Bine, nu neapărat sunt fan chestia asta, să nu vă prind când lăsați comentarii cu Slowfie sau chestii genul ăsta, dar anul acesta avem slow motion selfie. Poți filma cu camera frontală în slow motion. Nu știu cine ar face așa ceva. Dar de dragul review-ului, probabil o să fac și eu un test sau două, să le postez pe Instagram, să văd dacă într-adevăr se merită să folosești acest feature.
Slow-fi. Și încă o chestie, camera frontală este și mai bună de data asta și putem face selfie-uri și mai wide, astfel încât dacă întorci camera, dar nu este obligatoriu, poți da direct din soft, dar dacă întorci camera pe landscape în momentul ăla, poți să faci selfie mult mai wide, pentru că se restrânge cumva imaginea din soft și este un selfie prin care poți cuprinde mult mai mulți oameni. Ok, am pornit telefonul și între timp vreau să vă mai zic încă o chestie. În încheiere, Apple, mai mult ca sigur, poate oferi, poate crea, poate implementa orice alt Android are deja. Pentru că există foarte multe chestii. Bă, abia acum v-au băgat vouă night mode, abia acum aveți voi nu știu ce, abia acum. Pe Android deja l-avem de 3 ani. Da, corect. Voi aveți impresia că o companie de genul Apple nu poate implementa deja ce are un Android? Clar că poate. De ce nu o face? Clar nu vom ști niciodată. Dar în momentul în care ții un telefon Apple în mână, ei vor să se asigure că ai o calitate premium. Simți un device premium. Și în momentul în care îl folosești, workflow-ul tău este fluid. Ei îți oferă un sistem de operare fluid, fără să-l încarce cu chestii doar de dragul de a avea chestii. Toate chestiile pe care ei le-au băgat în software, în ultimele update-uri, chiar și în device, sunt cumva la cererea clienților, pentru că oamenii au zis, bă, avem nevoie de un night mode. Crește durata de viața bateriei, nu consumă atât de mult pe un ecran OLED, mă rog, XDR, Super Retina, cum l-au denumit ei, de unde n-ai bascot denumirile astea? Apoi, că avem nevoie de o cameră ultra-wide și așa. Deci, ei au implementat atât cât au cerut clienții, dar s-au și asigurat că ceea ce oferă este stabil, merge bine, fluid și îți asigură workflow-ul tău, but din potrivă îl face mult mai bun. Sunt utilizator de iPhone de acum cred că de vreo 3 ani în continuu. Am avut doar device-uri Apple, atât laptop, telefon, ceas, căști. Ecosistemul este absolut incredibil și chiar vorbeam cu cineva la un moment dat că, bă, mă gândesc să trec pe Android sau să încerc Android în momentul în care îmi va asigura un ecosistem aproximativ la fel. În momentul în care pot să-mi deblochez laptopul cu ceasul, doar apropiindu-mă de el. În momentul în care pot să-mi deblochez ceasul, doar uitându-mă la telefon. În momentul în care pot să-mi conectez, să trimit poze de pe telefon, pe laptop, doar prin intermediul Bluetooth-ului sau, nu știu, dau un click, bam, și este AirDrop-ul ăsta care este absolut genial. Deci, da, costă foarte mult, dar ceea ce primești, faptul că treci de la un dispozitiv la altul, flawless, deci efectiv este extraordinar de fluid tot flow-ul, tot workflow-ul pe care l-ai și nu s-a blocat. Chiar vorbeam cu cineva, altcineva, zile trecute, că am laptopul, am un MacBook din 2015, este un MacBook Pro din 2015, nu am reinstalat niciodată, dar niciodată sistemul de operare și vă zic asta cu toată sinceritatea. Nu, chiar sunt sincer, pentru că nu a fost nevoie. Da, că am instalat aplicații care mi-au dat în conflict cu alte aplicații, da, se întâmplă, pentru că na, așa sunt aplicațiile, unele sunt mai bune, altele mai proaste, dar le dezinstalez și bam, au dispărut complet. Da, vă rog. Aștept contraargumente. Chiar puteți să lăsați în comentarii de ce, în afară de preț, deci hai să ignorăm prețul, în afară de preț, de ce nu vedeți voi device-urile Apple că sunt mai bune sau că ar fi mai bune sau chiar o competiție directă pentru Android. Putem face o dezbatere de asta în comentarii. Lăsați în comentarii părerile voastre. Vă mulțumesc tare mult. Și încă o chestie chiar vreau să zic. Ceea ce apreciez foarte mult la sistemul lor este că în momentul în care vrei să-ți setezi un nou telefon și l-ai pe cel vechi în apropiere, este de ajuns doar să activezi Bluetooth-ul și să-l apropii de telefonul nou, pentru că el își face instant, este un proces de durată în funcție de câte date ai și poze și etc. aplicații, dar își face o clonare de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. N-ai nevoie să-ți reinstalezi aplicația, să-ți faci backup sau chestii de genul ăsta și apoi să-ți pui backup cu nou telefon. Cât de tare poate fi asta? Și poate să facă asta și pentru Android? Își poate clona datele de pe Android și să le pună pe nou iPhone. Bine, vă mulțumesc tare mult! Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. O să fie poze, o să fie o grămadă de teste făcute pentru telefonul ăsta, story-uri și multe, multe alte chestii mișto. Subscribe, share, like, mai ales la subscribe, dați clopoțelul acolo și ne vedem în video următor. Eu vă mulțumesc și mă înclin în fața voastră. Sunteți cei mai tari. Pa!